Dacă vă doriți să învățați să desenați mai bine, dar nu știți cu ce să începeți, vă propunem să mergeți la un curs intensiv unde veți însuși cum să construiți un portret respectând proporțiile feții. Atelierul este destinat adolescenților de la 9 la 16 ani. Marți seara, pe scena Teatrului Geneza Art, va fi jucat spectacolul Cutia Neagră, o piesă despre valorile morale și spirituale într-o eră digitalizată. La Palatul Național Nicolae Sulac, Andrei Jilihovski și trupa Not an Idol ne invită la un concert grandios de Paști, cu genericul Celui Înviat Mărire, acompaniați de orchestra simfonică și bandul condus de Marco Selski. Locuri pitorești, vestigii și tradiții din Republica Moldova sunt reflectate într-o expoziție inaugurată de publicistul Vasile Șoimaru la Muzeul Național de Artă din Chișinău. Fotografiile poartă titlul Culori în mișcare și au fost prezentate publicului în ziua când a împlinit vârsta de 75 de ani. Pe 8 mai, în data când s-a născut Ștefan Petrache, la Centrul Artcore va avea loc un concert dedicat celor 75 de ani de la nașterea maestrului. Vom asculta melodii celebre, dar și cântece mai puțin cunoscute ale anilor 70-80 din repertoriul lui Ștefan Petrache, alături de diverse formații din Moldova și din fosta URSS, în interpretarea lui Vlad Fotescu, Aurel Chirtoacă, Ștefan Albu, acompaniați de Mișa Grosu Band. Cu prilejul Zilei Europei la Palatul Republicii va avea loc evenimentul Tango Interbelic Românesc. Vor răsuna cele mai cunoscute și frumoase tangouri din perioada interbelică, compuse de Jean Moscopol, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, Ion Vasilescu și cântece de nume celebre din muzica și cultura românească și puse în valoare prin aranjamente pentru orchestră, pian și voce. Camping Petoloacă începe un nou sezon de odihnă în natură, de această dată în satul Milești, raionul Nisporeni. Organizatorii și-au propus să marcheze evenimentul cu o petrecere pe cinste, cu un program pentru toate vârstele și preferințele. Activități interesante, mâncare gustoasă, drumeții cu ghid pe dealul Bălănești pentru a descoperi frumusețile locului. O săptămână frumoasă să aveți!